Bine ai venit la InstaShoot, un curs gratuit din 5 zile despre cum să devii popular pe Instagram și să faci bani din asta. Am făcut două cursuri și am primit un feedback impresionant. Și am înțeles că cel mai bine putem să dăm acel șut în fund metaforic ca tu, fiind ori expert, ori un creator de conținut la început de drum, să te apuci de treabă, să-ți elimini niște frici, să-ți formești niște deprinderi și să începi să-ți împli buzunarele cu bani. Sunt Vadim Cușnir și fac marketing din 2016. Am în spate zeci de colaborări cu afaceri mari, am elaborat strategii de dezvoltare a comunităților pentru Asociația Întreprinderilor Mici din Moldova, pentru Laurent și pentru multe alte branduri. Am instruit manageri din companii de gen Oriflame, Avon, Microinvest și foarte multe altele. Am consultat sute de afaceri, inclusiv și experți. Mai nou, gestionez Academie Vie și două proiecte populare în Republica Moldova. Primul proiect este Unul Noaptea, unde sunt producător Cine știe, ridicați mâna. Al doilea proiect sunt chiar host la podcastul Nota 2. Cunoașteți locația? Mi-am dezvoltat contul de Instagram, mi l-am crescut până la 20.000 de urmăritori în doar 45 de zile. Am identificat o strategie pe care o folosesc foarte mulți experți populari care sunt și bogați și renumiți și am împachetat toate cunoștințele într-un șir din doar 5 exerciții pas cu pas, cu ghidaj și cu instrucțiuni. Tot ce trebuie este să dai click, să te înscrii și să urmezi cu exactitate tot ceea ce îți ce propun eu. Și asta o să-ți schimbe viața. Hai, grăbește-te! Curând începem! N-ai observat? La noi, pur și simplu, cel puțin în Moldova, din toți oamenii care am văzut, este așa o chestie că dacă ești prea bun cu oamenii, a da. apoi în cap. Da, da. Este așa un paralelism. Da, spunem. Dacă uh -huh. este bun, este prost. Uh -huh. Asta nu e. Nu e adevărată. Adică uh -huh. un om bun e un om care are educația, care are respect pentru acel dar are principii. Așa, invitatul nostru de azi este Marco Ballerini familiei tare cunoscut în Chișinău. Tu, în general, eu m-am uitat pe YouTube. Tu ești cel mai solicitat invitat, presupun eu, pe la tot felul de emisiuni. Nu? Cred că da. <laughs> Sunt ezotic în față de Moldova. <laughs> Foarte exotic. Și am văzut o chestie. Foarte activ promovezi acum proiectele de design. Da? Da. Aici aș vrea un pic, un pic numai să ne oprim. Voi faceți doar design sau vă construiți și clădirea. Noi facem arhitectură, proiecte de arhitectură și interior design. Adică de la, interior design de la apartamentul de 50 de metri pătrați până la complexe polifuncțional de 50.000, 60.000, 100.000 de mii, metri pătrați. Așa, avem și voi o, o construiți, adică carcasă din zero? Sau nu, no, noi no. nu avem firma de construcție, avem proiectare. Așa. Dar facem și reparația la chei, da, pentru interior design, faci mai o reparație la chei. Dar cât ar costa așa ceva, un design? Depinde din... depinde de suprafață, depinde de mai multe factori. Dotare pe care clienții doresc în casa, adică dacă e un proiect mai simplu și mai... sau mai complex. Nu, e ca așa spunem că la a, spunem Dorin așa, Galben. Da. Spuneam așa, la Dorin Galben da. el a platit. <laughs> da... Um, Depinde de suprafață și Așa. de dotare. Nu, nu doar din... De, de complexitatea proiectului. Așa. Dar este un range de minim, maxim, de exemplu, din experiența voastră la... A, a firma se numește ABP. Partners and partners. Da. Da? Okay. Spunem așa, noi nu suntem cel mai ieftin pe piață. Uh -huh, uh -huh. Lucrăm pe calitate, pe respectare termenii de a proiecta, adică avem niște standarde noastre. Uh -huh. Nu suntem cel mai ieftin pe piață. Dar garantăm un rezultat. rezultat. Da, se aici apare o întrebare. De regulă este o problemă mare între un design bun și între materialele de construcție. Voi uh, cumva luați în calcul materialele de construcție da. din Moldova? Sau, 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 de importă. Noi așa. avem sistemul nostru de importă. Uh, noi deja din start, când proiectam, uh, dăm indicații de unde se poate de procurat fiecare materiale, orice materiale, dacă e de pe loc sau din, din afară, care sunt plus minus costuri. Uh, un, un, uh, așa, un dat pe care avem nevoie din start, de mm -hmm. la clienții noștri e bugetul. Adică cât banii doriți să investiți în acest proiect. Așa. Și din de interior design și de arhitectură. Și, în dependență de bugetul pe care îl are la dispoziție clientul nostru, noi facem cel mai bun proiect cu banii care sunt la dispoziție. Sunt. Așa. Adică sunt mai multe designeri care fac un design frumos, dar nerealizabile în, în realitate. Că, că, în Dacă tu pune o lustră care nu se găsește aici sau o lustră, clientul nostru are un buget, nu știu, 50.000 de euro și da. pune numai o lustră de 20.000 de euro, clar că nu se poate de realizat. E frumos în renders, dar în realitate nu e realizabil. Așa că din start spuneți-mi, vă rog, câante bani doriți să investiți și noi facem cel mai bun proiect pentru banii acestea. Noi, eu vreau să înțeleg, de exemplu, cu 20.000 de euro, pot să mă apropii sau trebuie un 70-100? Depinde de suprafața apartamentului. Așa. Adică de ce... da. <laughs> ok. Dar, adică, de obicei, dacă tu cheltui un puțin mai mult la fază de proiectare și de management, adică uh -huh. de gestionarea oamenilor la lucru, tu desigur ai făcut mai, ai mai puțin la sfârșit. Așa. Dacă tu te, te, apelezi la un specialist bun, specialist bun Și materiale care sunt mai ieftini, dar sunt frumoase la fel, și cum se gestionează echipe de lucru. Deci e corect înțeleg că cu cât mai bine te planifici la început, cu atât mai pe planul, tot merge până la Corect. final, da? Corect. Și dacă tu apelezi la un profesionist care te ajută uh -huh. în acest... Dar tu crezi să faci singur și din singur tu faci economie, tu de multe ori cheltuie dublu din față din cineva Așa. care știe cum se face. Asta e interesant. Deci singur să te și taxi pe variant înseamnă că... Și ai pierdere de timp, da. sănătate, ah. multă, <laughs> nervi, fă, da... Da, 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 dar dacă tu te apelezi la un profesionist, asta e cel mai bun soluție. Bun, dar tu lucrezi, haide să stai un pic să faci un pas în urmă. Tu ai apărut stories de mai multe ori cu dorin pe la tenis. <laughs> da. Asta sunt întâlniri în funcție de colaborare, de design sau asta pur și simplu sunteți no, prieteni? De pasiune, da, de tenis. El m-a tras. Eu am vorbit cu el odată că în 30 de ani eu nu joc la tenis. Așa. Și el m-a tras la tenis. Hai, începe, nu, hai, vine cu mine, hai, hai. Și noi am început uh, duminica să ne întâlnim la tenis. Așa, interesant. Și cum joacă Dorin Galben tenis? E, yeah, și ne câștigă. Când... El, că el, <laughs> el? jo- el joacă de trei ore pe săptămână. Eu A, ah, am așa. Sure. lăsat tenis 30 de ani Așa. Dar acum eu revin, eu câștigă. În curând deci. eu eu să costig. Eu promit. Dorin, să eu promit. Asta, tot. Deci, dacă dezvolți un canal de YouTube tare popular, apoi să poți permite trei ori pe săptămână și așa să înseamnă că... <laughs> ok, bun. Eu, pur și simplu, ce am întrebat, că am văzut totuși că voi vă ocupați și de uh, casă lui. Mă că ați publicat pe stories proiectul Casei lui sau ceva genul și mi a părut destul de interesant proiectul în sine. Da, da. Deci proiectul a fost elaborat de voi. Da, 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 da. da. Mm -hmm. noi creăm, am făcut schița de proiect, acum lucream la proiectul de execuție, dar e făcut de din noi. Da. Așa. Destul de interesant, da, într-adevăr. Ai și așa de în multe în întrebări în apar, dar cred că tu nu ai răspuns la ele. <laughs> Bun. Eu, gatare, te-am invitat, eu cred că. Mai nou, mai scurt în podcast, ce fac eu? Eu caut invitați și subiecte interesante cu ei. Și, dar, de regulă, nu are alea cu care să invitați pe la alte podcast. Mie mi-a părut tare interesant cu tine să discut despre, în general, ce înseamnă bărbat în viziunile tale. Și asta ține inclusiv de aspectul de relații, ține de aspectul faptul că tu ești din altă țară și locuiești la noi și tu vezi diferența dintre două culturi minimum și tu vezi și comportamentele de aici. Da? Și asta e interesant. Deci, haideți să începem simplu. Cum ai definită din experiența ta ce înseamnă bărbat în secolul nostru, atunci când femeia e foarte tare promovată în online, tot e accentul pe femei, pe dorință, pe cumva, eu sunt nevoie de a discute. Și am văzut că îl urmărești și pe Cezar Ionașcu, da? Da, da, da. Da, e interesant, dar... În trecut era mai interesantă. Mi-e parcă acum e mai puțin interesant. Cezar? Da. da a, nu so... știu de ce, dar... S-a dat, dat pe Atos, prea Atos și... da, 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 da. da, <laughs> da. merge spre, spre călugăr, călugăr da, 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 chiar acum am văzut un stories înainte, era îmbrăcat în dia albă, așa, ca un călugăr. Așa, <laughs> da. da, da, dar oricum el tot cumva promovează ideea asta și mi-e interesant anumit, tu ce gândești despre asta și să dezvoltăm poate subiectul ăsta? Da, ai, ai dreptate, foarte multă diferență este într-o cultură pe care i-am trăit 40 de ani și mm -hmm. cultura care este aici. Foarte multă diferență și primul perioadă așa, a fost... Exact. Complicat, <laughs> da, da. Din zilele așa pentru mine, așa, o diferență așa de mare. Așa. Da, dar barbață, ce înseamnă în, acum? Un bărbat e o persoană care se asume responsabilitate, care nu fuge de responsabilitate, care are un e un stelp. Așa, persoană, un stelp, dreptă. Așa, că are spina dorsală, da? Spinare, uh -huh. așa, dreptă. se asume responsabilitate și nu, nu retrăiesc, nu, nu se întorce înapoi. Dar pă, responsabilitatea asta e cum cumva din punctul tău de vedere și de... E să combină cumva cu, cu egalitatea. Pentru că, din punctul tău de vedere, da. atât, dacă spunem că bărbat trebuie și responsabil, în primul rând. Femeia nu trebuie să fie responsabilă. Da, ambele trebuie să fie responsabili. Da, într trebuie să fie o egalitate, dar natura ne-a ne -a făcut diferite. În uh -huh. uh -huh. realitate, suntem diferiti. Bine, femeie tinde la să fie ca un bărbat, dar niciodată nu poți fi fizic, moral ca un bărbat. Asta uh -huh. e exclusă, total exclus. Dar clar că drepte trebuie să fie la fel. Adică noi vorbim de... Așa, drepturi. Drepturi, okay. da. Drepte, da, asta e normal că să fie la fel. Dar, pe rest, nu poți fi la fel. O forță fizică care are un bărbat, nu poți fi o femeie. Asta e natura care da. ne-a dat. Ne-a făcut de diferite. Așa că nu poți fi 100% la fel ca un bărbat. Dar dacă facem paralelă despre cum ai fost -o educat în cultura italiană, da. de bărbați și atât bărbații care vezi tu aici, da. care e prima diferență care ți apare ți evident tare? E, Stare curios. Da, asta e din experiența mea. Cum am da, trăit da. în familia mea, cu. Apropiat apropiați, adică pot fi diferite. În Italia uh -huh. suntem foarte multe culturi diferite, și la nord, la sud. Eu vorbesc din zona de centru, unde am trăit eu și din familia mea. Ok. Uh, am fost educată uh, să fii respectoasă, foarte respectoasă, uh, de femeie și, în general, de toți. Uh, Educația pe care l-am primit, o educația, nu știu, eu, mulțime, eu spun mulțumesc fiecare dată la părinții mei că, -a, că așa m-a educat. Așa. Și ce am văzut eu în familia mea? Bine, mama nu a lucrat niciodată, dar tata a lucrat și pentru toată familia. Dar diferența care vede, adică barbațe și femeie. Sora mea, dacă vedem din familia... Uh, non, non, non permette a un li di pagare nessuna cena allora io gli No, facciamo la giumatata e io vorrei così e così è stato educato non deve dipendere da qualcuno un barbato deve avere la grigia della famiglia ma non deve essere chi lo tiene per la pe, pe, femeia sau pe o per il resto della famiglia ok Da, aici asta se întâmplă, da? Asta se întâmplă, da. Da, cultura diferită, adică nu, nu judică așa. Și bărbatul are acest uh, sens că trebuie să arate, dacă trebuie să arate că poate. Și femeie îi place, cred că asta, că se fie uh, cranit, că să fie și, adică, și emoțional, adică nu doar financiar. Dar cred că asta îi place la femeie din de, de Moldova sau din, din Est-Europa, așa, în general. Așa e o cultură diferită, adică... Așa este ce în... cu cultura, adică nu a fost, tu ai doar observat chestia asta și e nu te deranja, de exemplu, nu ți no. schimbat atitudine cumva? Mi-a schimbat, un puțin atitudine i-am schimbat, am intrat așa în mentalitate din Moldova, că așa, îmi place și mie asta, nu, așa. nu spun că nu îmi place dar ca, ca bază, și am această cultură care femeia trebuie să fie independentă și nu depinde de altcineva. Uh -huh, uh -huh. Chiar că pot că aici sunt mai puține oportunitate de lucru, de a câștiga. În Italia, adică o femeie acum câștigă fix așa sau mai mult de un barbat. Uh -huh, uh -huh. Și aici încă suntem un putin, un puțin în spate cu această egalitate. Asta poate fi motivul pe care aici încă avem această mentalitate. Așa, dar la noi cumva cam crește tot, adică femeile de pe bun începe fac mai mult da. ca bărbați, tot e foarte ok. Dar că revenind la asumare de responsabilitate, cum asta se manifestă din punctul tău de vedere? De exemplu, trebuie să fii responsabil în... Hai să simulăm, cred că, vreo situație um, să luăm Așa e mai simplu și popular întrebare despre flori. Bărbatul. Ah, e obligat da. să dăi flori sau nu? Asta e gest de responsabilitate sau nu? Asta e un gest de. adică de. de inima deschisă de la femeie. Așa. Adică un bărbat că fac din, din, trebuie să fac din plăcere, nu să fie impusă. Eu asta nu am avut înainte, clar nu am avut așa. și, și m-am gândit fiecare dată dacă un bărbat se duce acasă cu flori, el ceva a făcut, a greșit <laughs> și a duce flori că a greșit. Asta era ideea. Dar încet, încet îmi place, așa am intrat și eu în... Da cum ți Foarte bun, dar cum ți-a schimbat tu atitudinea asta? E că tu inițial spui că ai fost cu convingerea că bărbat să duc aduc flori numai când îți vinovesc și apoi ți-ai schimbat convingerea și te-a făcut. Cum s-a întâmplat procesul? Este Eu... foarte interesant și cred că asta <coughs> e bun. E cald, vse. M-am schimbat foarte mult. În ultimii 10 ani m-am schimbat. Eu de la Oleo, semn de foc foarte impulsiv. Deci Leo, zodiac, da, da. da, așa, da, da. Așa, okay. Și m-am transformat așa într-un bărbat mult mai calm, mai reflexiv. Și asta mutare care am făcut, transformare interior și m-a dus la ideea că pot să fac ceva și pentru o femeie dacă ea are plăcere și nu doar că mă gândesc că am greșit ceva. Dar tu crezi că schimbarea asta s-a întâmplat pentru că ai înaintat și în vârstă sau pentru că ai trăit într-o cultură de, Ambele. Diferită? Și în vârstă și o transformare mea personală și, și -am, adică, am asimilat un puțin cultura din Moldova. Vrei, nu vrei, 10 ani aici o să te schimbă un puțin mentalitatea. Am avut mereu o mentalitate deschisă, nu am fost închis total, mm -hmm. dar dacă trăiesc 10 ani în Moldova, ceva dar încet, încet se, se schimbă. Este, tu ești așa un fenomen interesant. Deci, de regulă, la noi din Moldova pleacă. Tot. Eu... <laughs> în alte țări, inclusiv în Italia, <laughs> cred că și mai mulți oameni din Moldova stau acolo. Dar tu ai făcut invers. <laughs> Cum? Am făcut diaspora inversă. Da, da eu am fost 3 săptămâni în Japonia și eu cacta, nu prea am vrut să mă întorc aici. Dar ce și, și, și te trage aici? Oportunitate de lucru pe care l-am avut la început, Adică noi am dezvoltat o firmă care în Italia sau în altă țară ar fi fost foarte dificil de a dezvoltat așa cum așa. noi am dezvoltat. Oportunitate aici sunt, uh -huh, dar uh -huh. trebuie să fie o persoană care ai dorință de, de a face. Deci tu vezi oportunități mai multe de a dezvolta business aici, da? Da. E, noi... o, e o piață cum? Nu-i pregătit sau nu, -i, nu -i, e mică? Sau... Piața nu era pregătită 10 ani în urmă pentru design, așa cum noi am început să facem. Și avem specialistii buni. În interior design avem specialiști buni și aici. Adică proiectii pe care le facem noi aici sunt apreciate și în afară. Așa în afară Noi avem proiecte și în afară. Avem proiecte în Franța, în Mare Britanie, în Italia, în Germania, în România avem proiecte. Asta e frumos. Sunt foarte apreciate. Ce facem noi aici e foarte apreciat. Și școala aveți încă. Da. Școala vă ajută, presupun eu, să alegeți oameni în echipă, da? Corect. Noi da. din start am avut lipsă de oameni. Și Așa. Și ce facem? Și să le creăm noi. Cream o școală și cel mai bun și noi încercăm să le aducem la noi, în firmă. Așa. Lumea se gândesc că asta e, știi cum, creare de a concurență. Dar asta nu e. Adică, în primul rând, un designer care începe acum, nu poți să fac concurență cu firma noastră care are deja un portfolio de proiecte. Mm -hmm. Și, doi la mano, când tu creezi te creezi concurența, ti creezi metoda de a dezvolta. Și tu nu te oprești cu a dezvolta, dar tu este obligată mereu da. să, să te reinventeze, să, să faci ceva nou. Asta e pentru noi, chiar pentru noi, un motiv să ne, no, ne da. ridicăm fiecare dată, în trepte mai sus. La noi, ideea e că, la noi, în general, așa este o chestie, că dacă ai găsit o metodă de a face bani, am gata. Crezi că funcționează veșnic și nu prea vrei să schimbi metoda. Eu singur da. am rămas așa, șocat de faptul că nu e suficient doar să deschizi un business, trebuie mereu să-l ajustezi. asta e proces constant. Proces absolut constant. tu dacă deschizi business e că de azi până da. asta în bunătățire. Câteva ani în urmă era așa, dar acum lumea se dezvoltă așa de rapid și lumea e așa de globalizat că tu nu știi unde ai concurență. Nu, cum, da. cum noi facem proiecte în, în Franța, E, și oamenii de acolo nu știu că noi din Moldova suntem concurenții lor, da, adică, da, dar a, asta e ideea. Tu mereu trebuie să fii un, un, un pas înainte de acele alte. Eu asta spune că când da. oamenii mă întreabă, de exemplu, de podcasturi, podcasturi, de cum se te promovezi online, când vor să facă emisiuni, apă, la mine este o poziție în care eu spun, tu imaginează că omul deschide youtube și el are podcastul tău în față și apoi are un podcast, să zicem, cu Gary Vaynerchuk, un interviu cu Steve Jobs, cu Xenia Sapceac și cu restul. deci, practic, competiția este internațională. Vrei, nu vrei, dar spectatorii au acces la toată informația. Și atunci, sarcina este cum să faci așa, că el să te leagă pe tine, fiind tu în competiție cu cei mai buni, nu cu Mold, nu cu Dorin Galben, da, da. faci competiții <laughs> în Moldova și podcaster, dar vă cu tăs, România și restul. Da, așa. Da, eu văd că la noi dialogul să duce și business și chestia asta de... Da, câți oameni sunteți în, în echipă, apropo? Suntem aproape 30. 30? Da. Și toți sunt designeri? Și arhitecți. Arhitecți. Și persoane care se ocupă de marketing, că oricum o, o firmă care are foarte multe proiecte trebuie să aibă și cine se ocupa de marketing, cine scrie. Ah, DCC texte. Agency este, da, agenția voastră? Asta e agenția noastră care Așa. se ocupa de, de marketing, da. și pentru noi și pentru clienții din afară, dar avem și o persoană care scrie texte, avem un blog unde fiecare săptămână publicăm ceva interesant pentru clienți și pentru toată lumea. Așa, dar voi faceți doar proiecte private? Adică idei că voi aveți careva proiecte realizate care le putem vedea în Chișinău așa prin stradă? Desigur. De cel, mai, exemplu? cel mai mare și cartea de vizită noastră e Toro Center. Toro Center e... Dar și ce asta e, nu știu, unde se află? vis a -vis cu memorial, strada Pan Alipa, ah, aha. este un complex polifuncțional, așa, așa, este zona comercială, este zona turn cu un birou și rezidențial. Așa. Asta e... Asta e, e unde este memorialul peste drum de parcă Peste drum, aici, da, da. da. Tot, tot complexul acela avand. noi am, am proiectat. Așa, oho. Asta, ne de pare visita. serios. Adică da. asta e... 56.000 de metri pătrați În total. Dar câte apartamente sunt acolo? 200.000 par, așa. Da. Așa. Şi, deci, voi, asta ca și colaborare, voi sunteți angajați de către o altă companie să faceți. design Designul și apoi compania Dezvo de construcții. Nu, dezvoltator era și constructor și ne-a angajat pe noi să faci un proiect, și de arhitectură și de interior design. Dar cât durează să faci așa un proiect? Asta a fost undeva patru ani. A fost pandemie, a fost mai multe probleme, așa. adică dar, dar pe data de 4 noiembrie este aniversariul de un an de la deschidere. Dar trecut o se deschisă. Prin patru ani s-a dezvoltat hmm. proiectul. Adică, adică eu ne imaginez cât de mult de lucru acolo este. Și calcule, și aprobări, tot... așa -i? Da, este tre trecut prin aprobare în primărie, este parte de rezistență, adică beton armat, este și parte de toate rețelele ingineristice, oricum trebuie de proiectat, Sistema de încălzire, răcire, apa, canalizare. Ok. <coughs> în, 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 așa caz, dar companiile voastre, toate, AB Partners, DCC School și Agency, da? de fapt, da. ele uh, au rulajă de un milion de euro pe an sau mai mult. Care, sau Cum? Asta după statistice oficiale. Nu da, dar păi eu nu știu. Nu Sincer le știu. nu știu, nu am știu? trecut ce am făcut, dar da, cred că am trecut, da. De deci, practic care... voi sunteți un business cu peste un milion de euro rulaje. Asta e important. Acum este altă latură de dezvoltare. Business de mindset, a conversației mă refer. Câți, câți ani dezvolți business ăsta? De 10 ani? Opt ani. 8 no, ani. Noi, chiar... săptămâna trecută am făcut 8 ani. Așa, dar cum crezi și cel mai important în a dezvolta așa un business cu așa rulaje de bani? Disciplina. Noi din start, din prima zi, am mers cu disciplina. Adică, Asta în ce se referă? Adică la ce anume te referi când spui de În afară point. de vizione, da? Tu trebuie da. să ai viziune. Adică po poți, să tu lucrezi singur ca designer, ca de uh -huh. te întâlnesc cu clienții în, la cafe, da. iar proiectul și ai închis întrebare. Freelance. Dar, freelance, dar, da, Dar tu ai o viziune așa mai mare, vrei să te, la un nivel mai înalt, trebuie să deschide eu, un birou, trebuie să ai colaboratori, trebuie Disciplina, asta ce înseamnă? Disciplina, tu prima zi te duci la lucru la 8 dimineață. Tu Așa. este primul care deschide birou și este ultimul care pleacă din birou. Da. Poți să se treci seara înainte cu prieteni, cu, cu, cine vrei. Fai târziu, dar tu dimineața la ora 9 maxim, este în birou și deschide tu birou acodată. Așa. Nu trebuie să se lași niciodată. Nu, ok. E că eu fac asta o zi, a doua, a treia, trei luni la 8 rând. Opt ani. Nu, eu înțeleg. 10 ani. <laughs> nu, eu fac o lună maximum și încep să eu, unde s-ți banii? <laughs> Cum să ai răbdare în așa caz? Pentru că disciplina, eu înțeleg și spui tu, dar e să pupă cap în cap, tu ai o viziune, de exemplu, de 8 ani, Trebuie. Și tu disciplinar faci asta bucăță, dar sare răbdare. Trebuie să ai viziune, trebuie să ai viziune și un scop. De unde vrei să te duci? Eu vreau să fi cel mai bun compania de design din de Moldova. Bine, am ajuns. Și acum și faci? Hei, ne dezvoltăm și intrăm în piață din România. Așa. Suntem, încerc, acolo mai e mai mari. Încercăm să fie una din cel mai bune companii. Cum o să fim acolo? Hai să deschidem birou, încercăm colaboratori, Cautam din, din start moldovenii care sunt acolo, colaborăm mm -hmm. și mm -hmm. vedem cum mergem mai departe. Dar voi uh, v-ați deschis în România? Nu am avut înainte de pandemia un birou, dar acum să ne regândim regand, că se, avem proiecte acum și acolo și în viitor, desigur, să mai avem și birou acolo. E interesant, expansiunea așa, deci... De și că mentalitatea și partenerul meu, Alexandrin, are mm -hmm. această viziune, cum, cum l-am eu. Știi diferența, nu știu, de cultura, din Moldova, cum am, prima dată că am venit aici. Aici brânza nu este cu uscată, da? Cu câteva luni sau așa. 8 luni, 9 luni, 12 luni, de să fie mai întărită, da? Nu da. e uscată. Brânza aici se vinde zi de zi, că trebuie să faci și bani. În Italia nu este, știi, parmigianul, pecorino, așa, tot brânza, principiul se pune la la Păstrată la da. și se vinde cu valoare mai mare. Da. Asta e diferența, diviziune. Tu vezi că o să. Se... Așa. Deci, în loc să vinzi brânză azi, azi pune-o te... la păstrat să vinde -o pe urmă. Dar cu da? valoare mai mare. Așa. Dar brânza uscată, tipă, e mai scumpă? E mai scumpă, da. Nu am știut. <laughs> Tu nu vezi banii astăzi, mm -hmm, mm -hmm. dar trebuie să ai viziune de unde vrei. Bun, Ajunge. disciplina... Uh, care a fost prima și mai mare provocare în a dezvolta business în așa caz? Colaboratori. Oamenii, da. Oamenii, da, da. da. Așa. Select, selecta, de a selecta persoane potrivite, care trebuie să fie într o o viziune cu tine. Mm -hmm. Sunt, asta ah. e provocare. Acum deja e mai bine, dar 10-8 ani în urmă, dacă vorbim mai ales de șantier, acolo era problema. Oamenii vin la lucru, nu vine este sărbătoare religioasă pe care nu se lucrează. O dată pe săptămână este o sărbătoare. Oricum, e și acum, este. Asta e vinerea. da, e vineri. Eu l-am învățat tot. Sfântă Vasile, Sfântă Ion, avem 12, 15, Sfântă Ion, nu știu când, Moldova. Sfințire Poama. Sfințire fontana Adică eu le stiu pe toate. Și nu se lucrează în șantier <laughs> cât oamenii se. se dar relaxează. La noi în Moldova spune că în Italia oamenii se odihnesc, ca da. la masă e un pahar <laughs> da. de vin, italieni, da. greșii și nimeni spanioli, acolo e alt stil de viață. Da, asta. Mai e leger. da alt stil de viață, dar luni dimineața se lucrează la șantier. Aici deja e mai greu. De că oamenii la noi dimineața la lucru, că după sărbători de weekend e mai greu. La noi este așa un cult, nu știu dacă l-ai observat, dar la noi așa oamenii vorbesc pe comentarii că noi suntem un popor tare harnic. Da. Tu poți confirma confirmă. asta sau da, da? Da. <laughs> da, da, confirmă, confirmă. <laughs>

Eu la fiecare rezervator acum eu mă duc cu mașina mea și sunt șofer, nu pot să beau. Gata, doar. Da, dacă la început am început să mă duc la nunte sau la rezervator, acolo era numai așa, nim pacar cu italiano ai toată lumea era cu mine. Știi, o nuntă de 200 de oameni, măcar ce puțin 100 era de a cu italianul. Așa, că eu acum mă duc mereu cu mașina mea, sunt șofer, mi-e nu pot să Asta e unica modalitate care te ai <laughs> Da, să nu, bei, no da. da, da. <laughs> Așa, ok. Bun, dar revenim la business. Tu uh, n-ai avut experiență până la al deschide, da? În ai în Moldova? Da. Uh, nu, nu am avut din. Am avut frică, în realitate, am avut frică să deschidă ceva singur și din nou a găsit oamenii. Mm -hmm. Dar, cum noi ne-am întâlnit cu Alexandrin, am văzut viziune lui, fixă așa cum am viziune eu, și ne-am pârnit, da. Și uh, ai făcut și primele angajări aici. Mine mă interesează, te-ai confruntat cumva cu frica de a da afară primul om sau primi oameni? Cum, cum asta pentru tine a fost? Asta fost provocări la început de deschiderea businessului, nu? E, da, sau... dar nu se primit. sincer, toată lumea care a fost la noi chiar ieri, chiar la 8 ani, când nu am făcut petrecere. Așa. M-am gândit la asta. Noi, în principiu, cred că doi oameni am dat afară din business nostru, din... Așa. Dar toată lumea care a plecat, a plecat cu bine, fără supărare, s-au dezvoltat business singur, s-au sedus în afară, și a plecat cu bine. Și, și câteva din persoane sau colaborează cu noi din afara. Da, freelancer, da. La fel ca freelancer, sau uh, se a întors înapoi în birou. După o încercare, se sunt întors înapoi. Dar nu te deranjează că oamenii pleacă de la tine și deschid business ca tău? Uh -huh. uh, nu. Nu. Eu sunt uh, destul de fericit. Înseamnă că a învățat de la noi ceva bun și sunt pregătit pentru o, uh, o, o provocare nouă nu mi deranjează că oricum, adică nu avem o structură așa de mare, așa uh -huh. de... Uh, cu clienții noștri care foarte puțin ne deranjează designer care lucrează singuri. Tu ai zis că tu deci, sunt fericit și mine mă interesează, de cum vezi tu fericire? Cum vă... Deci, ai business, pleacă doi, 3 oameni, deschid business ca a tău, și sunt aici fericit. Cum explici tu chestia asta? Că de regulă trebuie să ai ori nervi, ori invidii, ori... Noi... La noi așa e. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din zeci oameni care privesc podcastul ăsta, nu s-a abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai clic și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Nu ne intersectam cu clienții de... Designer care lucrează singur. Noi avem o altă nișă de cliente. Avem cliente care investesc mai mult sau companie mare care are nevoie de o echipă puternică, așa cum avem noi. B2B, mai scurt, Voi lucrați cu, cu alte business. Cu alte business-uri? Da. Business, ah, da. Okay, okay. Așa că business-ul are nevoie de să fie garantat timpul de a preda proiectul. Mm -hmm. Asta zic că e important. Fiecare zi care interziem o predare din proiectul din business, sunt banii care sunt pierdute din compania care se apelat la noi. Atunci, Așa. foarte... Foarte dificil că o companie care cere acest tip de servicii se apelează la designer care nu are structura, care poate a garanta acest tip de servicii care le oferim noi. Și tu cu așa viziune ai pornit deodată business-ul, da? Tu deja știi cu cine îți lucrezi și în ce direcție te dezvolți. La început, chiar că tu lucrezi cu toți clienții, Dar pe urmă, când uh, ai posibilitatea de a selecta clienți, uh -huh. uh, așa se permite natural. Lucram cu companii mai mari, cu investitori, lucram cu clienți care doresc ceva deosebit, ceva în afara din, din comun, care au puțin mai multe posibilitate. Noi lucrăm okay. de la medium la scump. Deci prima provocare, eu vreau să revin la faptul că ce provocări ați întâmpinat voi și poate niște lecții care tu le-ai învățat din dezvoltarea businessului. Primul lucru a fost oamenii, da? Asta a fost problemă mare în business. Dar cum a rezolvat chestia asta? Cum? Adică, cum s-ai dat seama că oamenii sunt problema? Anume, lipsă de disciplină? Cum spui lipsă tu? de disciplină, lipsă, da, mai multă disciplină. Trebuie disciplinat oamenii. Mai ales în, în domeniul nostru de design, uh -huh. arhitecții sunt mai. Creativi? C nu, sunt mai încadrati, așa, adică sunt mai reflexivi. Așa. Dar designeri sunt mai. Așa. E, e lumea de creație, știi? Că, e... Așa. Nu poți să-ți la calculator și tu creezi ceva, o idee, dacă nu ai așa, scânteia, da? da Lumina da, da. care se aprinde. Da. Poate să stai o zi întreagă, să te, te uiți la monitor și nu ai idee. Poate te duci acasă, stai o noapte și vezi, te vine ideea și lucrezi toată noaptea, că așa e domeniul de creație. Nu, da, nu ai cum. Da. A, a, nu e programabil asta. Așa că disciplina la noi e așa, un puțin mai complicată cu designer. Așa. Dar în, oricum când este în birou e altfel. Adică Eu, la lucra în birou observa, e altfel. De, de. La distanță în nu merge așa. E, e complicat. Și în plus e avantaje pentru, pentru lucrătorii noștri. Când tu este în birou, ai la dispoziția o experiență vastă de alte oameni. Când da. tu ești singur acasă, dacă tu nu ai un răspuns la întrebare, caute undeva pe internet, adică găsești răspunsuri. Da, da. Dar e mult mai complicat. Când da. tu ești în o echipa de 20 de oameni, sau la unul, sau la altul, sau la cine are mai albă, poate să te apeleze. <laughs> <laughs> Unde ești experiența mai mare. Și acolo vine răspunsuri. Și acolo, aici tu crești, crești foarte, foarte rapid, în față de un lucru singur acasă. Ok, nu, din punctul meu de vedere, acasă încă trebuie singur să-ți găsești motivația. Da. Pentru că de regulă, dacă stai mult acasă, tu poți să pierzi în general interesul față de lucru. Asta e greu. E corect, da. Dar dacă treci de pe asta, poți deveni și un freelancer bun. Nu depinde de în fiecare și cum și ce se descurcă. Dar revenim la faptul, la parteneriat. Tu ai găsit pe Alexandrin, da? da. Voi v-ați cunoscut și 8 ani dezvoltați împreună afaceri. Da. Corect? Da. Reieșând din asta, 8 ani asta e termen mare. Cum crezi? Care ar fi cel mai important lucru în, în parteneriate? Cum să lucrezi cu oamenii? Anume, ce din punctul tău de vedere contează mult în, să știi înainte de a încheia un parteneriat? Cum alegi un partener? Noi ne-am înțeles din start viziune și am văzut că el are o viziune așa cum am eu. Și, zi de zi, și noi am întărit această parteneriată din respectul reciproc. Eu am respect foarte mult pentru ideea lui. El are idei foarte bune, foarte inovator. Are exact. o viziune foarte, foarte interesantă, și din business, și din proiecte. Și el are respect în fața de mine, din părerea mea, din, din experiență, hai să spunem așa. Ok. Da, asta și înseamnă că voi v-ați văzut, de exemplu, ați făcut cunoștința și ați la cafea și Cam pentru tine ți-a spus, ia că cum văd eu asta. Și tu l-ai crezut și l-ai luat partener? Sau cum asta se întâmplă? Eu sunt, sunt, o persoană care din start eu sunt cine am în față. Așa. Foarte greu greșesc din prima impresie. Și am simțit că este posibilitatea de a dezvolta chiar că ne-am zlefuit și unul și altă. Adică Ați avut conflicte cumva? Sau niciodată, mari, mici, cumva, la nici, nu? Niciodată nici o certă nu am avut. Adică nici o discuție mai aprinsă nu am avut. Interesant. Și noi suntem, dar ambele suntem caracterii foarte puternici și foarte aprins. Dar, Asta e și mai interesant. Da, Cum da, două da, caracterii puternice și pot să nu conflictează? Cu respect, unul pe altul. Asta e, cred că e de succesul de parteneriat nostru. Avem respect unul de altul de idee, și suntem așa capabili de a înțelege dacă ideea lui e mai bună ca a mea. Uh -huh. suntem, avem acest... Deci scoateți orgoliu din comun. Da, da? da. Ego de... Noi oricum trebuie să facem, să facem business. Când tu e orgoliu, ego în business, foarte, foarte complicat. E ai trecut prin Cale... asta sau nu? Sau ai văzut la alții? Am văzut la alții, da. La business trebuie să fii puțin mai pragmatică, uh -huh. că cu orgoliu cu ego mai puțin merge, dar când este pragmatică, atunci tu ai capacitate de alegere corectă, decizie, nu în bază la ego tau dar în bazi da. la situație, în bază la uh, la cifră, la la... da, da, da. atunci business merge mai bine. Ok, dar... Uh... Uite-te, tu și lucrezi cu oameni de creație. Asta eu înțeleg foarte bine. Oamenii de creație lucrează instabil, cum ai zis, sunt probleme cu disciplina, pentru că, de regulă, cele mai bune idei vin noaptea, asta e clar. Acum, când omul creează, la dânsul, by default, crește și ego pentru creațiile lui. Că oamenii creativi toți sunt așa. Ei sunt mult, cumva, egoiști, vor atenție, vor recunoaștere. Dar tu de aici spui că voi lucrați în creație și totodată vă stăpiniți ego ul Cum asta se de făcut? Cum dințeles că e te încurcă? Nu, noi am creat o echipă de lucru. Adică eu când eu vorbesc de proiectii noastre, dacă tu ai văzut în stories sau ceva în discuție, uit. eu niciodată nu vorbesc că eu am creat, Alexandrina a creat, echipa B a creat. Uh -huh, uh -huh. Trebuie să fim mândri tot echipa. De proiecte care noi am creat. Și, paralel, noi promovăm personalitate de persoane care lucrează la noi. Nu suntem în față numai eu și așa. Alexandrin, dar fiecare membru a echipă noastră care a lucrat la proiectul trebuie să fie mândru și să fie în față la proiectul care a creat. Deci, cedați, Așa, am înțeles. Ce dați laureli sau. Deci omul care e responsabil de un proiect, el e și în față. Tipa, e și da? în față, dar oricum, asta e, asta e baze. Când tu ești o echipă, ce ai făcut bine, ce ai făcut rău, mm -hmm. e lucru de echipă. Nu trebuie unul să i laudă și acel să fie pus mm -hmm. la încercare, că el a greșit. Okay. Nu i-a făcut bine și nu ai greșit. greșită. Trebuie să ne asumăm tot, și bine, și rău. Dar cum procedezi, de exemplu, când. Eu nu știu dacă ai avut așa experiență, dar să presupunem că partenerul, că eu pe Alexandrin, adică îl cunosc tot din online, personal nu mă cunosc. Eu ipotetic, întreb, nu e întrebare despre dânsul. Să presupunem că partenerul. Poți să iei o decizie să pornească un proiect care, de exemplu, tu nu ești de acord. Tu aici cum se manifestă respectul, ego -ul? tu cedezi sau te așezi la discuții? Cum se întâmplă chestiile astea? Fiecare dată noi am discutat din anterior, de fiecare proiect, de fiecare, de fiecare oportunitate, adică noi ne confruntam zi de zi cu proiecte noi, cu dezvoltare, cu oportunități. Noi încercăm să fie anterior discuția și pe urmă mm -hmm. luăm o decizie împreună și mergem cu acea decizie. E tare nice. Deci, practic, dacă rezumăm, se primește așa, bărbații trebuie să fie cum? Deci, verticalitate să aibă sau cum ai spus tu, să-și asume responsabilitate. Eu asta însunesc și cu business. Un business trebuie să ai încredere în parteneri, să fii deschis, și să ai o disciplină de a comunica a regulat și de a organiza și reorganiza greșelile cumva. Corect înțeleg? Corect. Da? Exact. Bun. Cum să fiu și eu așa? Vini la noi, noi te facem un stage de o lună, două luni. Adică, elegi tu. 15 zile, e la noi și tu vezi că aici... Mă tem că eu nu designer. Prima zi vini, tu schimbi tot aici design da. la studio. Pune flori aici, pune ceva interesant. Nu e așa de... Și barbatescă. Ceva mai așa... mai A, asta cozy. e stil barbatesc aici, da, da? Da, tot e întunicat, culoare roșu, așa. așa. Și tot așa cum este îmbrăcată așa, tu în neagră. Bun, deci trebuie o, le o leacă de feminizat locul ăsta, da? E, Roză. Se de... <laughs> aducem un pic din natură aici. A, ah, așa. Ok, ok. Eu o să mă gândesc la asta. Vlai, cu ți grijă place? Sfatul. <laughs> <laughs> da, noi nu avem grijă de flori, da? <laughs> Design e frumos, dar în practică da. e greu. <laughs> da. da. bun. Ideea e că e arhitectura și designul nu îmi place, dar îmi place să o admir, dar nu să -o creez. Pentru că eu sunt Dar în arhitectură asta nu e ok. Eu pot să fac un stâlp nu cum trebuie și casa să nu se țină. Asta e precis despre mine. Da, dar sunt... E, de acesta trebuie o echipă. Trebuie de, idee, dar dezvoltăm în echipă. Și în echipă este cine te ajută, Pune, hai, punem un stel pe mai în plus, că se simte ca asta așa cum trebuie. Dar ați avut cazuri în care proiectele, de exemplu, nu s-au ținut sau nu s-au... E interesant procesul de lucru, pentru că asta e o responsabilitate foarte mare da. să proiectezi o clădire și încă știi sigur că e să ține și e acolo și oamenii și da. E corect? Da, noi avem un inginer care fac calcule de rezistență noi venim așa. cu ideea. De obicei, mm -hmm. ideile noastre sunt foarte așa. creative și el ne trage la realitate. Hai, ne vedem aici cum o facem, dar sincer, avem un colaborator un inginer care adică ne urmăresc în viziunii noastre mm -hmm. așa, mai interesante și avem proiecte într-adevăr interesante. Avem console de aproape 10 metri. Adică un console înseamnă că se sta. Ca un balcon, da? Asa. 10 metri, da. o casă cu un consol de 10 metri sta în aer, cu niște stelpe așa la 45 de grade, avem proiecte foarte interesante. Cele sunt Chișinău? Da, sunt în Chișinău, da? da. E Chiar. nice, da. e foarte nice. Bun. Dar e responsabilitate mare, adică de acesta trebuie o echipa și în afara de arhitect este inginer care fac calculii de rezistență care garantează că structura e stabilă, că în cazul de cutremur nu sunt probleme pentru oameni. Așa, eu văzusem asta e coincidență, asta nu ține de vizita mea în Japonia, dar văzusem mult mai de mult un documentar despre cum japonezii uh, construiesc casele și la ei blocurile sunt absolut separate, mai în scurt, da. de unul de altul. Și când merge cu tremura, clădirea parcă e pe bucățele da. sclate. N Ai văzut, da? da, da, da asta da, da. asta e, e realizabil în general și în Chișinău, sau nu are rost așa? Noi nu azi? avem uh, problema pe care are în Japonia. Acolo cu tremore zi de zi și puternici, foarte puternici. Noi avem un grad de cutremur mai, mai scăzut aici. Da, da. Da. Și atunci nu are rost că e scump. Da, mai, da, da, sunt adică, e mult mai scumpă dar acolo garantează garantează într-adevăr o viață la oameni la noi trebuie poartă mare da. din așa <laughs> 2 metri și jumătate și <laughs> o casă cât mai strălușitoare dar să revenim la poate gusturi E ca în Moldova, diferența de gusturi anume... Uite-te, tu ești din Florența, corect? Da, da. Asta e locul de naștere al lui Michelangelo. El a trăit acolo. El acolo l-a construit pe David. Florența, tot e arhitectură. Eu n-am fost acolo, dar tare vreau să ajung. Eu cred că asta e raiul arhitectural. Și da. tu, de acolo, în loc să dezvolți acolo ceva, mai, tu te-ai mutat în Chisinau. Ești în zona asta gri, da. sovietică. Uh, și preferința au din observațiile tale în tare specifice la design și la gusturi creative, din experiența care ai observat-o tu de la noi, din cultură. At atunci, în primul rând, acolo nu se poate de făcut în principiu ne nimic nou. Acolo nu mai e restaurare. Diferența Așa. mare de când noi am vorbit de dezvoltare, business, aici ai posibilitatea de a crea ceva nou. Este posibilitatea aici. Acolo, Acolo no? statul reglementează da, tot, Da, tot e restaurare, tot se păstrează fix așa cum este. Creativitate mult mai scăzută, în față, mm -hmm. din ce se poate de făcut frumos, și aici. Și chiar în 10 ani când eu sunt aici, o ved o mare schimbare în gusturile din Moldovenie. Adică. Nu știu, datorită noi, datorită faptul că Calatiresc mai mult, dar design care era în vogă 10 ani în urmă, adică era în trend 10 ani în urmă, mm -hmm. acum nu mai este, adică mergem spre un design mult mai mult mai frumos, mai interesant, stile european, minimalist, minimalist da. dar cu gust, adică înainte era kitsch, hai să spunem așa. Da. Așa, da. Foarte, așa, da. foarte kitsch și făcută și de designer, nu doar oamenii care cu reparația singuri acasă. Dar Ui, acum, adică e foarte bine dezvoltată domeniul asta de design, și într-adevăr sunt proiecte frumoase, nu din partea noastră, ci de alte designer. Aici apare o întrebare, pentru că cu asta se confruntă toți oamenii creativi. E că tu ești un client și tu îi propui un design bun, dar el e că vrea și insistă chici, cum ai spus tu. Tu <laughs> mergi rând, la compromis sau nu? Trebuie, dar în primul rând noi suntem psihologi. Adică noi trebuie să intrăm în minte și în caracter de fiecare client. Fiecare client are un caracter diferit. Uh -huh. Și noi elaborăm un design după caracterul clientului nostru. Asta e sarcina de bază. Dar noi le arătăm okay. ce e frumosă, Adică clienții vin cu analogie, cu ce le pe plăcut, Pinterest, Instagram, toată lumea mm -hmm. acum mm -hmm. merge cu, cu poze. Dar noi încercăm să le arătăm că se poate de făcut în stilul care el a văzut, dar ceva mai frumos, mai cu gust, mm -hmm. ceva care e mai potrivit la ziua de astăzi. Da, e că reieșând din cât mă cunoști pe mine, nici și fel de stil ne -ar, ne -ar, ni ar s-ar potrivi de casă. Sau... La tine tot așa minimalist trebuie. Nu trebuie mai multă... nu, nu te vede așa cu decor la părere, teorie, o, așa, ceva mai minimalistă, alb cu negru, Pat, pată, viceu, viceu da, bucătărie. <laughs> și așa mi gândesc că un dulap cu un coș <laughs> unde te arunci toată haine <laughs> pentru spalatorie. Da. Ai închis, gata, tot în ordine. Așa, ok. Înseamnă dintre vreo 30 de metri pătrați. <laughs> dacă o scoatem din ecuație pe Cristina, că dacă o punem pe Cristina, schimbă tot planul. <laughs> Bun să revenim la subiectul ăsta de, 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 bărbați în general și de relații. Noi până acum am definit așa, deci asumare de responsabilitate, dar aș vrea tare să exemplificăm în ce situații și cum anume să pronunță asumarea asta de responsabilitate. E în detalii sau sunt lucruri importante care... Bărbatul, numai el poate să le asume în relații, din punctul tău de vedere. Cum se manifestă asta? Eu cred că comunicare, și în business, și în relație personală, e cel mai importantă într-o relație. Uh -huh. Comunicare și de, de a discuta fiecare, fiecare problemă. Clar, dacă vorbim de probleme minore, hai ce față de masă cumperam, ce colore, asta nu e ceva care trebuie la un bărbat sau chiar în cază ce colore facem vopsea. Așa. Asta tot se lasă la femeia și dacă te place așa, fai așa, că trebuie să fii bine acasă, că când eu mă întorc acasă, nu vreau să audă că fiecare zi, <laughs> ei, ce bupsea e lesă, ce culori. <laughs> trebuie să fii liniște acasă, nu? Trebuie așa. să fii liniștit. Adică soția, femeia, trebuie să fii, să fii bine acasă. Ok, dar, dar sunt sutra... așa caz bărbatul și trebuie să facă. E ca, bun, dacă mă arunțâșurile prin, ca prin, casă, în general, da. din punctul tău de vedere, bărbați trebuie ceva să fac sau nu? E, adică lucrarea acasă? Da, adică da, lucru? Da. Da, da. sigur, da. Mai ales dacă femeia lucrează, trebuie să fie ajutor. Asta e neapărat. Nu, nu trebuie bărbați să se întorce acasă, gata, să mi pun pe canapeș, fai mâncare, fai, ai spălat, ai făcut curățenie dacă suntem o familie, ne ajutăm unul cu altul. Uh -huh, uh -huh. Dar poate am puțin mai timp liber eu și te ajută eu și chiar la bucaterie sau dacă tu ai mai mult timp și fai mai mult tu. Dar ajutarea acasă, e cred că e ceva normal pentru un bărbat. Știi ce observ eu? Eu observ după mine așa o chestie tare ciudată. Poate știi tu cum din ea, din ieșit încep să observa că eu multe comportamente le am pe linii de automatism, știi? Ca, ca și cum în somn trăiești. Adică tu faci ceva și numai după asta tu de de deși tu așa ai făcut, mm -hmm. dar nu altfel. Deși tu în anumite situații îți deconectezi total mm -hmm. uh, capul. Și tot mai mult mă prind la ideea asta că nu-mi place că trăiesc din automatisme. Vreau să trăiesc, este în rus cuvânt asoznă, conștient, știi? cum să atingi din punctul tău de vedere? Pentru că, de fapt, implicarea în familie regulată, de exemplu, pe de-o parte business, oameni, probleme, clienți, psiholog, da? creativitate nu merge creativ... și restul. Și pe de altă parte casă, unde tot trebuie ajutor, tot trebuie gestionat. Deci, practic, trebuie să fii tare conștient în toate aspectele. Cum să asta îți reușește? Asta e întrebarea principală. Până în <laughs> acum am discutat. Așa. Am făcut aperitiv, până acum. Da, da, da. da, da. E, trebuie o maturitate emoțională, trebuie să fii o persoană care e foarte stabilă e, și crede că, în primul rând, trebuie să fie separată tot ce se întâmplă afară de acasă, ce se întâmplă acasă. Uh -huh. Adică, de, când tu deschizi ușa de acasă, trebuie să fii gata. Te ai pus într-o parte tot problemele de ziua care tu ai avut toată ziua. Când ai foarte multe persoane la lucru, ai multe probleme și cliente, adică acolo tu ai deschis ușa de casă, trebuie să faci așa foie albă și te gândesc ce se întâmplă acasă. La Lasă business okay. afară și okay. trebuie să fii așa, și puternic și matur să reușești să faci acest lucru. Clar că sunt situații în care poți să lucrezi până la noi, 10 de seară, adică mm -hmm. nu, tu la șase închisă, gata, nu mai există business. Mm -hmm. Sau ai, stai acasă, ai cină cu familia, stai împreună cu familia, vorbesc de ce se întâmplă de zi și, pe urma, poți să lucrezi. Încă o dată, la 10 11, când sunt închis așa, mm. cu vorbire din familia, adică situația din familie. Poți să mai lucreze nu? Nu, nu, trebuie să ai închis, ai închis. Dar de a separa foarte bine uh, situația de lucru cu situația de familie, este cred că e cel mai important. Cum asta de atins? Cum? Acum eu înțeleg, ți ți ușor despre asta să vorbești, că tu deja asta poți. Dar eu intuiesc că acum, dacă întoarcem 20 de ani în urmă, sau poate chiar și, da, un 20 de ani în urmă, tot cumva te confruntai cu asta. Sigur, sigur. Dar cum ți-ai dat seama că nu mi-așa trebuie de făcut? Și, și la ce trebuie de atras atenție? Pentru că eu e că dezvolt business în mare parte și eu își trăiesc cu businessul ul ăsta, corect? Și eu nu pot să îl scot din cap definitiv. Pentru mine asta e un fel de trădare, neasumare. Eu nu pot să scot. Eu cu asta trăiesc. Prin urmare, eu și cu prietenii ne aleg să despre business. Eu și acasă vorbesc despre business și asta afectează apropo. Da. Eu sunt absolut Corect. de acord cu tine că trebuie diseparat separat. Dar cum asta de făcut? Asta e ca maturitate emoțională. Cum să o dezvolt? Asta e ceva personal. Trebuie... Tu lucrezi la interiorul tău. Eu am, am trăit 10 ani cu, cu acest lucru interior și dacă acum sunt un puțin mai asumat și mai matur, datorită faptului că am lucrat foarte mult. Foarte mult la... ideia que terei que se separar, terei que fi al tipo de homem. Mas tem um lucro interessante. É lucro. Não é deusí, não é de. Já se louni. É disciplina. É disciplina. É disciplina. Não, da é que observo, de exemplo. Eu, ai, eu às vezes canso, filmei dois podcastos, se esponjo. Da Nu estou mais discutindo com o like, com o Dan, com o resto, com a equipa, já estou cá casa e Aș mă gândesc și să fac mâini, poi mâini, cum tot asta trebuie să întâmple, trebuie de crescut în casările, de văzut poate oameni în echipă. Cum eu toate gândurile să le lăs? O parte. 10 minute acasă, 30 de minute, o oră, 2 ore, tu te iai pentru tine Așa? ca, Așa? pauză. Dacă tu faci o pauză, uh -huh. în tot, deseori când noi gândim prea mult la fel probleme, nu reușim să avem idei bune și noi pentru a dezvolta. Noi intrăm într-un cerc, într -un cerc da? închis, și nu, mm -hmm. tu nu reușești. Ai acele idei, te gândesc mereu la, la fel problema și nu găsesc soluții. Ai ce fac astăzi? Nu am făcut niciodată. Ai gătesc, nu știu, pasta, gătesc un piet de pui, 30 de minute stau cu gând la mancare. Așa. Și mănâncă și după hai să reluăm probleme și vedem dacă se a schimbat ceva. Hai să facem ceva diferit. Și mă duc, nu știu, la sala. Stau aici la sala, dar eu mă gândesc doar ce fac eu la momentul ăsta. Și m-am făcut sport, m-am -am ridicat adrenalina, energia. Mm -hmm. Mm -hmm. Hai că acum vedem dacă mai am ceva ceva nou de gândit sau se a schimbat ceva în aceste 30 de ore după dușă așa, destul de rece și dacă ceva s-a schimbat. Așa. Încerc așa, încet, încet și să că poate să te schimbă ceva. Am înțeles. Deci ca să setezi din probleme minte în altceva, trebuie să-ți găsești o ocupație care să-ți consumi mintea. Da, Dică, adică, da te să ia ia o pauză din ce tu gândesc mereu toată ziua și că te consumă. Dacă te consumă energia. La... Eu pauză pot să stau întins pe pat și <laughs> tot să mă gândesc la probleme. să <laughs> tu... Pauză. Sau tu citesc ceva. Așa. Nu e important ce. Poți să citesc că și un romanz sau ceva. Nu, trebuie dezvoltare personală, dezvoltare business, că acela nu e. <laughs> <laughs> nu te-ai oprit cu, cu minte la business. Da, da, de acord. O pauză, o mică pauză. Știi cum faci oamenii de business Fac facă mm slot -hmm. de 15 minute. Fiecare. care. Fiecare zlotă, sau 30 de minute, cine puțin, cine bravo, 15 minute. 15 minute, mail Citesc mail fac numai acesta. 15 minute, apeluri la telefon, toate apeluri care trebuie de făcut. 15 minute, fac așa, zloturi diferit că fac că creu să lucrează doar pe acela... Pe o sarcină. Pe o sarcină, da? în acela în scurt timp. Așa, Etapa, pac, pac. Tu poți așa? Nu, eu stă... eu, după... eu am încercat, dar vine așa de multe probleme, unul după altul, că se, se dezbate un puțin programul. Da. Dar ideea că tu se deconectezi restul de probleme, da. le, te focusezi doar pe un problemă, asta lucrează. Asta lucrează. Ok. Împreună cu pauze. Bun, nu, deci știți ceva interesant, poate, de, gătit tot. Eu n-am gătit, eu rar gătesc și mă gândesc că asta ar ajuta. Eu am început uh, câteva ani în urmă, adică eu niciodată nu am gătit înainte. Cred că cinci ani, patru ani în urmă am început. Și asta special Așa. ca să te reconectezi, da? Să da. faci altceva. Înainte de necesitate, adică trebuie să fac mâncare acasă. <laughs> și pe urmă, din, din plăcere. Adică, de, Așa. chiar de a făcut ceva diferit din ce fac zi de zi. Da, și activități mai faci pe lângă tenis cu Dorin Galben de. și mâncare. <laughs> E, mi place așa ieșire <laughs> în natură. Plimbare în, pădure, singur. Asta în afară Chișinăului? Sau? În afară, sau? la Codru, la Butuceni, mm -hmm. nu, cred, de departe. Tot aici, în zona asta. La Condrița, la Capriana, sunt este locuri foarte frumoase. Și așa. te reconectează cu natura. Dacă eu asta, o odată, la două săptămâni, când am nevoie de a reconecta cu natura. Și asta te calmează? Mi calmează. Asta parcă e ciudat. Te duci în natură, te duci în pădure și acolo tu se te încarci de energia de un, de un copac. Uh -huh, Dar, uh -huh. într-adevăr, așa. Dacă tu stii cum ți se te încarci de energia, e o fonte foarte puternică de energie. Așa. Eu asta am, am, prins tot fiind în Japonia, noi ne-am plimbat prin multe parcuri de astea care au fost prin UNESCO, adică sunt făcute, mai scurt, parcuri unice. Și pe bune e foarte nice. În natura moldovenească nu ne-au reușit nie să înțeleg frumusețea ei, dar e tare interesant să aud asta de la tine. Eu mereu când mă duc în, în pădure și mă duc singur, bine, în liniște, eu mă întâlnesc mereu cu capriori, cu animale sălbatici, în story la mine sunt multe întâlniri cu, <laughs> cu animali sălbatici. Dacă tu te duci acolo, cu inima deschisă, cu mm -hmm. suflet așa. Uh, Ele se apropie. Se apropie. De tine. Da? Vine la, nu știu, 3, 4, 5 metri de distanță și nu fuge, stă acolo, mănâncă. Dacă nu faci așa galaje, nu sunt pericol. Nu, scurt se te nu sunt pericol, da. Și da? Da. 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 asta te încarcă de energie. Așa, bun. Deci, activități diverse. Eu vreau să revin la ideea asta de cum să-ți schimbi mindset-ul spre maturitate emoțională, da? În primul rând, cu vârsta. Dacă te maturizezi cu, cu vârsta. Dar da. nu am eu răbdare. Eu așa <laughs> sunt, că gata. Eu am fost ca tine. Eu știu. <laughs> Asta treci? Da, trei. La mine a trecut. Adică eu deja sunt alt om acum. E evitez viteză, îmi lipsăște radical. Eu mă nervez când văd că tot se întâmplă. Da. Și mă nervez pe mine mult mai tare când înțeleg că am încercare ca înțeleg, ok, eu am definit problema. Eu vin cu business un cap acasă. Asta mă încurcă. în relație okay. cu toți, prietenii cu toți, da? Inclusiv cu copilul. Minunat. Acum așa, problema identificată, am careva încercări, dă să fac asta, dă asta și mă nervează că ocupă mult timp, ăsta e lent și încă și ieșuiesc des, știi? Da, Înțelegi da, da. că formarea de prindere e nu pune. Cum tu ai găsit răbdarea asta? Cum am găsit? Eu la moment dat m-am găsit, știi când este într-o mașină de spălată haine, da? Rufe, da? da. Da. Așa, încet, încet se începe să învertesc până când nu fac centrifugă, da? Că și începe rapid, 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 rapid și că sau, sau explodează, da, burnout, da? Sau da. mașina de spălat te, te aruncă fapt și pe tangent. Și a, așa s-a întâmplat. Și am ieșit din mașina de spălat, am spus, gata, acum trebuie să schimb total. viața așa nu merge. Chiar nu merge. E intrat într-o circuit, așa, de rapid, așa că... Așa. Sau... E, ca situația asta care ai descris-o, e te-a făcut pe tine să renunți la anumite locuri, mm -hmm. la anumiti oameni, cum asta s-a întâmplat? E tare interesant. E, da, din start a fost, așa, un perioadă de izolare, mm -hmm. de izolare și fizic și mental, mai mult mental, adică fizic oricum trebuie să interacționează cu toți, dar, așa, izolare personală, da, da, și da. de acolo și m-am pornit cu Eu sunt să că centrifuga asta care vorbești tu, tu te iei cu așa de multe treburi că la un moment dat te pierzi pe tine. Corect. Și tu când sari, tu te izolezi ca să te regăsești. Da? De și pornești din nou care ca asta de, și îți place, da? Exact. Și te pui pe, pe rând, care sunt prioritățile în viață, cum Așa. tu, business, familia, uh părinții, prieteni, spune pe prioritate și eu de acolo tu le pornesc. Care sunt prioritatea mea? Business, nu ai familie. de rău De exemplu, tu în centrifugă asta ai dezvoltat ceva la un moment dat și tu când începi să reseta valorile, viziunile, practic se întâmplă că renunți la mai mult decât jumătate din tot ce ai atins tu sau ai făcut corect. Înțeleg, tu poți să renunți la multe chestii Poate să renunți, dar nu mai are valoare pe care a avut până acel moment. Adică tu renunți simplu și nu îți pare rău că renunți. Uh -huh, tu dai prioritații diferite în, în anumite momente și spune, hai, până acum am făcut așa, am, am ajuns la o etapă limite și de acum eu am alte valori. Vreau să fac diferit. Aici apare încă o întrebare. Disciplina asta. Ok, eu da. am identificat. Eu vreau să fiu alt om. Disciplina. Tu la ce ora te trezesc dimineața? Eu? Da. Până la Japonia mă trezăm pe la 9, 9 jumate, Acum pe la 8. E la 6. Fiecare dimineață. Hai începe cu la 7 mâine dimineața. Da cum? <laughs> Pentru ce? <laughs> eu fac sport. De așa. la 6 la 7. Și pe urmă nu am timpul. Și am priorizat așa. Este fică, este lucru, este mai multe de făcut. Unicul cu timpul liber, cam l-am identificat eu de la 6 la 7 dimineață. Și tu te trezești, trezești? somnoros și sport. ieși afară să faci sport. Eu fac acasă, dar Acas. poți să ieși afară. La fel, adică nu e important. Important că tu te-ai setat un scop. Așa. Eu fac sport dimineața. Ce te aduci? Mi-aduci energia toată ziua. Așa, Cine, de adrenalina okay. pe care la ai dimineața, te vine cu tine toată ziua. I-am experimentat așa câteva zile seara, dar adrenalina e prea ridicată și pe urmă nu te... Așa. Ai o digna relaxantă. Și mai bine dimineață. Dimineața, dimineața 6-7, fai sport. Asta e primul pasul pentru disciplină. Uite-te, dar tu ai... Um, o, un calendar exact zilnic? Ai o rutină zilnică? Tu asta sportul repet în fiecare eu, zi, Eu în principiu da? fac fiecare zi. Da, te culci la 6 oră? Da, eu mă culc târziu. știu că nu e bine pe sănătate, dar corpul meu nu are nevoie de multă. Eu undeva 5 ore maxim dorm. Așa. Așa, că la ora 1, maxim. Eu nu pot. Până la 6. Dacă dorm mai puțin de 8 ore acum, eu nu, nu, mă sunt ok. Atunci te duci și la culcare mai devreme și la șase, sport. A să primul, primul, step pentru a schimba. Nu, eu înțeleg. Eu acum, pe entuziasm, din sfaturile tale, să mă duc și-am să fac asta mâine. Dar poi eu... mâine să sunt sun și-a spun, eu nu îți Eu te sun, poi mâine dimineață, la șase. Hai să <laughs> facem sport dimineața împreună. Da, am asta e idee. Vezi idee care... Cum tu ai găsit chestia asta? Eu corect însă, eu trebuie să înțeleg de și eu asta fac. Bine, eu am, am făcut pentru sănătate. Uh -huh. eu -am, când am venit aici în Moldova, am luat câteva kilograme în plus. Așa. Și mâncare diferită, am început să fac mai puțin sport. În Italia eram mult mai activ. Bicicleta, uh -huh. fotbol, de două ore pe săptămână eram mult mai activ. Când am ajuns aici, m-am, așa, leac, m-am linistit, bicicleta nu-mi fac. Așa că am câteva chile, am găsit undeva câteva kilograme în plus. Și m-am Pe -anunț. Da, după, după, notă, <laughs> după s am născut ieri, știi, că de soția însărcinată și tu ești mai însărcinată. <laughs> Crește și tu împreună. Și am spus cu scop, gata, acum să dăm jos kilograme și facem o viață sănătoasă, schimbam așa puțin rutină zilnic. Și de acolo m-am -am început. Dar ce mai faci tu în timpul zilei sau o săptămânii? E ca, ok, eu am înțeles, tu odată regulat cumva lunar sau te duci în pădure singur să te asta o da, odată că... să ajungi. dată la 2 săptămâni, 3 săptămâni, depinde. Okay. Așa, mai, piluna, mai, așa. Da, da. Apoi în fiecare zi faci sport dimineața da. și încă de la 6 la 7. <laughs> <laughs> ok, și gătești țara, da? Da. Și asta ți-e suficient să menții o rutină sănătoasă? Da, da. Eu de reconectare? Mănânc foarte puțin carne. În principiu eu mănânc carne o dată pe trei luni, la trei luni, patru luni. Depinde de dacă am pofta de ceva. Dacă eu văd ceva pe masă că mi fac pofta de carne, mănânc. Dacă nu, eu doar mai legume, pasta, rizo, orez. Așa. Da, pește, dar carne am renunțat aproape total. Și s-a schimbat foarte mult. Dar și s foarte s Mult sistema digestivă, foarte mult s-a schimbat. Mi simt mult mai leger, acum mult mai, mai liber. Nu am lipsă de carne, nu sunt asta. Dar eu sunt, eu carne mănânc mult. Încerc o săptămână, să te... Nici stai renunțe, nici, nici Burger? nu. Dacă poate o când ne ducem cu Iris, o dată la două luni, la McDonald's, mă cam așa un burger așa numit burger acolo, nu da, da, <laughs> știu da. cum. Da, sau dacă mă duc la părinții mei în Italia, că mi fac asta un steak, cum se face la noi în Florența, atunci eu mănânc un puțin, că și mi-e poftă, mi-a dus la minte la copilerie. dar așa, dacă eu văd aici carne, nu, nu, nu mi-a trage deloc. Da, și asta interesant. te schimbă foarte mult. Și eu, eu văd și și piele, tot se schimbă. Tu încerc o săptămână și vezi diferență. O săptămână? O săptămână, se vede. Eu azi a două zi am făcut exerciții dimineața. Eu tot am pun și pres, trebuie stres fac și mă bucur că două zile fac asta. Mâine nu știu dacă fac. ar trebui. Ar trebui. Aici, cum din punct de vedere, cum de găsești disciplina asta? Pentru că, uite-te, ies așa, ok, eu am înțeles că eu mă sunt rău, da? Eu am identificat ce trebuie să fac, acum tot ce o rămas, asta-i să fac. Corect? Asta e... Faci și zi, faci și a doua și la un moment dat te sabotează tot, convingerile tale, comportamentul, parcă vrei să rămâi acolo, uh -huh. în zona și de confort, știi? Cum, cum să dezvolți disciplina asta până la capăt? Pe lângă disciplina este încă un cuvânt, se numesc perseveranța. Așa. Trebuie să tu zi de zi să facă asta. Trebuie să ai forță de interior, că deci, nu, eu zi de zi fac asta. Îți Toate place fere... sau nu-ți place, da? Place sau nu-ți place, dar de rezultate. Dacă vidi rezultate, să merge înainte. Forța de interior. Interior. E pricol, da. e temă. Dar și asta, și cum să o dezvoltă în așa caz? Cum o vezi tu? Și înseamnă forță de interior? Asta eu, din punctul meu de vedere, cred că pentru un bărbat asta e, e un lucru important. Dar e cum să-l definesc, nu știu. Știu că, cum noi am vorbit la început, adică tu este o persoană verticală. Dacă tu ai sumată un lucru, tu l aduci la cap. Adică mm -hmm. eu vreau să fac sport fiecare zi și eu fac sport fiecare zi. Eu sunt de cuvânt. Așa am spus și așa se fac. 30 de zile, eu fiecare zi fac sport. Ce, eu, dar eu nu... <laughs> așa, că vrei, te povestesc că am încă o încercare că am făcut. Hai. Post pe apă. Doar pe apă. Pe, pe, lângă de a manca doar așa, fără carne, am încercat dijun complet, doar cu apă. Adică tu bei doar apă, nu știu, 3, 4, 5, 7 zile. Numai apă? Numai apă. Fără sucuri, fără încerca numai apă. Și vede cum pot să... Și fără adică. mâncare. Fără mâncare. Dijun complet, doar cu apă. Tu te referi doar la dijun sau și la Nu, no, nu, no, adică dijun în limba italiană înseamnă că nu mănânci nimic în afară A, așa. de apă. A, așa. Doar apă 7 zile. Slăbești? în afara de la te întăresc foarte mult interiorul tău și o să te schimbă viziunea lumii. Tu trăiesc într-o lume paralel. Tu, tu ești aici, dar nu se poate direda, trebuie de încercat. Dacă tu vorbești cu oamenii care au făcut asta, toate oamenii îți spune la fel. Adică se deschide o lume paralel, Așa. viziunea ta Asupra realitatei e diferită mm -hmm. și nu pot poți să-i ridai cum, dar e ceva extraordinar. Nu, fix, așa spun și oamenii care o luat și pierci. <glie> Pune apa cu ciperci. <glie> Pune apă cu ciperci, dar cu ciperci <glie> e ceva din afară bine. Da, 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 da. Dar asta vine dinăuntru. Mm -hmm. Asta ți schimbă dinăuntru. Și asta nu dă unea... Asta, deci asta se poate de făcut în paralel cu activitățile care le ai sau trebuie să iei da. vacanță Și uh, sunt oameni care spun că e mai bine, specialiști care spun că e mai bine să te o pauză uh -huh. să te stai relaxat acasă, să fai meditație, fai... uh -huh. dar sunt persoane, adică specialiști care spun nu, no, tu poți să fai zi de zi activitatea ta clar că nu trebuie efortul fizic care te consumă energia prea mult, dar mm -hmm. activitate de lucru de birou, asta e compatibil cu acest tip de, de post. Șapte zile numai, mâncare, numai cu apă. Cu apă. Astfel. Eu mă cu, cunosc o persoană care aici în Chișinău, am, am discutat de asta. El a reușit aproape 30 de zile. Eu, la șapte zile m-am oprit, că chiar am avut... Foame. nu, famă, gata, nu mai este. Așa. După de la 2-3 zile, gata, foame nu mai este. Dar m-am simțit zlabit, adică zlabiciune. M-am simțit o zlabiciune. Și, dar el m-a spus că el tot la fel, la 7 zile a avut la fel, dar dacă tu treci acele 7 zile, pe urmă poți să merge fără probleme, că uh, corpul tău merge în autoaparare. Deja nu mai, nu mai ai probleme. Și asta sunt foarte multe studii științifice care spun că asta e cel mai bun metod pentru a vindica. A vindica orice tip de malatie. Așa. Corpul tău intră în o apărare și Încep să începe tot? să regenereze, celule și dă da afară tot celule care sunt bolnave. Încercă să-i da afară tot celule bolnave că în autoapărare păstrează doar ce e bun. Tot da. ce e rău se dă da afară. Super. Și asta e suficient șapte zile sau mai mult ar trebui? Eu știu că oamenii ajunge până la 30 de zile. Până la asta 30 de zile. Ciudățel, asta e ciudățelă. Asta e complicat, nu știu. Eu nu am încercat, i-am ajuns la șapte, a fost suficient pentru... Nu Și concluzia ta, de exemplu, după asta, cum, ce s-a schimbat în viziunea Tu ai spus că asta schimbă cumva viziunile. Da, se deschide o viziune diferită. Tu începi să vezi realitate diferită. Mai în profunzime, la tot ce se întâmplă lângă tine. Tu mm -hmm. este deschis la. M ajungi mai în profunzime. Hai să spunem așa, mai în profunzime, la tot problemele, la tot ce se întâmplă. Ai o percepție diferită. Așa. Chiar se e mai profundă, mult mai profundă. Ok, ok. Asta e tare interesant. Eu... vă trebuie să-i spun și Cristinei, poate. Poate e, încerc, da, dar eu te <laughs> tot așa merge <laughs> dacă suntem o cuplu da, <laughs> da, da. <laughs> mai, bine, mai bine tu faci nu <laughs> nu dar asta nu poate în doi știi adică asta e ideea da, dar da. pare interesant bun dar și ai mai încercat nu? În așa caz e că că interesant aici nu no, asta e una da? de cel mai interesant da încercare dar eu adică chiar dacă ai probleme de sănătate trebuie să fii să, cu, cu să, consultație medicală, dar dacă da. tu nu ai probleme de sănătate, tu te autoregolezi singur, să vezi dacă, dacă mergi. Primii 2-3 okay. zile ai foame, foame. poți să mănânci tot, orice, microfon, așa. <laughs> pacar, dar după 2-3 zile, a trecut 2-3 zile, merge. Dar pe asta par. înseamnă că primele 3 zile tu mai ești spinier tare, așa, din da, da, cauza da, da la Sau până. mai cu slăbiciune, așa, mai. Mm -hmm. Da. Dacă eu, între șapte zile, am mâncat, mă amintesc că de la trei zi dimineață m-am trezit și am avut așa un moment de slăbiciune și am mâncat un un un, 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 rafel, un ciocolat, un rafello și da. am dat așa acea energia care am avut în nevoie, așa ca un boost și, așa. Gata, și așa, am plecat la lucru și gata. E interesant, tare, experiența asta. Trebuie de încercat, mie da. îmi pare asta ca o provocare, dacă o provocare. asta resetează alea leacă pentru că eu caut cumva să dezechilibrez gândirea că eu înțeleg undeva e blocată, știi? Și da. o încerci dintr-o parte, din alta, din atrie și nu înțelegi. Până la urmă ego-ul caută tot vreme să te amăjească. Da, da, da. Eu cum văd că fac o zi cu apă și a doua zi mănânc carne. Multă! <laughs> da. <laughs> da și, Bun, disciplina asta e că forța asta interioară... A, noi am pornit asta de la forță interioară. Deci asta ar putea dezvolta, da, un fel de forță da, interioară? Da, da, dar cum? Te stai șapte zile și se vede toată lumea să mănâncă lângă tine și tu nu mănânci asta te dezvoltă. <laughs> o putere... <laughs> Înfâdire, a voință dezvoltă, a voința, da? Da, da, da. Sigur, sigur. Tu nu ești singur, adică oricum zi de zi sunt oameni lângă tine. Cine fac mic dejun dimineața la lucru, cine aduce un croissant cu miroșe de croissant <laughs> sau mâncare. Da. dar pe asta tot vreme ești pe nervi. Da. Asta tu spui la încercare, vă Asta e, tot? e da, e încercare serios. Ok. Uh, bun, încă și m-ar interesa, cred, cu un și încă un lucru. Dacă Ia. oamenii din împrejurul tău știi de acesta, toată lumea te întreabă, dar nu ai fame, dar nu ai... Așa nu trebuie să spun, da? da, da. deci, toată lumea te întreabă, nu vrei ceva de mancare, uite, mai încă ceva, asta... Încă o încercare serioasă. Ca la nuntă cu ciocnită, da? Da, da, da? cu ciocnită, da. da încă mă interesează un lucru care l-am observat la tine, asta e uh, comunicare, că tu ai spus că porți un respect vis-a-vis -vis de toți oamenii, dar mie îmi place foarte mult ce să ne de comunicare. Și că mine ar fi interesant să aflu ce ar însemna pentru tine respect în comunicare cu alți oameni. Comunicare, atunci. Eu, dacă ai văzut la mine în Instagram, eu încerc să răspund la tot oamenii. Uh -huh. Tot ce mi scrie, eu răspund foarte rar eu nu răspund, eu adică am respect pentru toată lumea care mi scrie că are 3-5 minute pentru mine, că mi scrie ceva sau așa. eu răspund la toată lumea. Chiar unde sunt mesaje așa mai agresivi, eu sunt a... Răspund așa cum trebuie, adică nu trebuie de lăsată. Dacă oamenii sunt agresivi și grecesc în, uh -huh. în ce scrie, eu răspund așa pe măsură, nu trebuie de lasată, că nu, Adică suntem buni, dar nu suntem prosti. Asta e, e de bază. Okay. Și educație. Adică da, oricum, dacă cineva te scrie ceva prost sau agresiv, de răspuns dar cu educația. Nu trebuie să te, 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 puni tu la nivel de persoane care te-a scris ceva rău. Cu educație, răspunde așa, liniște. Eu am impresia că pe și nimeni nu te poate dezechilibra. Tu când ultima dată te-ai înervat? Uh, <laughs> mult timp în urmă. Da? Da, da, da. Asta e tare interesant. M-am enervat când am auzit ceva din viața mea privată care nu era așa de real. Așa. Da, minciuni mi deranjează foarte mult. Uh -huh. Persoane care spune ceva când nu e adevărul, mi nervează. Da, acolo așa. eu pot să mi nervez mult. Deci asta nu... încă, încă poate să te dezechilibreze, da? Nimic, da. Îmi place pentru că eu, eu cumva mă de des. Și de asta și ideea că nu-mi nu place chestia asta. Dar tu te enervezi. Des, dar probabil de mai puțin. Știi cum e? Tai e o valvulă care se liberează da, energia da, da, așa da, mai da, des. Da, da, Dacă da. mi nervez eu, mi pentru toată tipul pe care nu m-am enervat. Așa, de la mine okay. e mai explozivă adică, Așa. situația. Da. -o aduni, da. Tată, da. da? Da, adunat, adunat. Bine, ai rabdat, adunat ai dar vine timpul în care explodează, da? Uite, da. tu că răspunzi la toți oamenii, deci, dar păi, ei nu-ți consumă mult timp pe instagram în general. Cumva este vreo limită în capul tău de cât timp tu poți dedici comunicării cu oamenii, de exemplu, străini și când este o limită în comun când pentru tine comunicarea devine destructivă? Hai mai, mai bine așa să întreb. Destructivă nu nu devine. Adică eu am a, o limite. Știu uh -huh. că nu știu, seara eu răspund la oamenii care mi scrie în zi. Uh -huh. Am timpul liber, nu știu, 30-40 de minute, scriu scriu răspund la tot. Clar, dacă e ceva important și eu scriu și în zi, pe cursul zi. Dar de obicei seara răspund la uh -huh. întrebare sau la cineva când mi scrie sau la comentarii pe postare din, din Instagram. Nu uite ideea e că tu cu așa e ca cu... Dar asta, adică nu mi distruge să nu mi ia timpul, asta e oricum ceva diferit de ce fac toată ziua. Așa, un zlop de timp și eu dedic acest și nu mă gândesc la altceva. de la tot și... Am înțeles. Deci tot e ca un fel de activitate care te ajută să te deconectezi, să te din, riesc, din acest, da? da. Uh -huh. Da, n-ai observat la noi pur și simplu cel puțin în Moldova, dintre toți oamenii care am văzut, este așa o chestie că dacă ești prea bun cu oamenii da. apoi îi în cap Da, da, este așa un paralelism, da, spuneam, uh -huh. dacă este bun, este prost uh -huh. dar asta nu e, nu e adevărată adică uh -huh. un om bun e un om care are educație, care are respect pentru acelalte, dar are principii deseori are principii și mult mai... Dur de acele alte. Așa. așa că dacă odată tu încerci să pui puni piciorul în cap la o omă bună, primesc înapoi. O să așa. te primesc înapoi. Dar sunt situații la tine când oamenii eu, că nu înțeleg despre chestia asta și o încalcă măsura? Tu cum reacționezi așa și le spui lor despre principiile tale sau cum se întâmplă chestia asta? E... Cu mine nu se întâmplă des, nu știu, probabil are respect, oricum uh -huh. sunt o persoană publică, așa că toată lumea mi, -mi stie și mi, -mi vede așa, așa cum sunt. Eu în realitate sunt fix așa cum sunt pe Instagram, uh -huh. așa că nu, nu se întâmplă des să am cineva care încercă să mi pune picioare în cap. Așa, deci practic tu ți-ai creat... Nu, asta de acum mă înțeleg. Ți-ai și o imagine și ai și un fanbase puternic și procesul, echipa și tot asta începe a funcționa cum trebuie. Mine mă interesează procesul cel de construcție, acolo unde tot și o încă. da, interesant e, chestia. Da, adică sunt oamenii chiar la început, când tu este la început, încercă să... Dar tu, eu cred că așa cum este cu principiul tu îi spui principiul tău, uite, eu mi comport bine cu tine și te răspund așa politicos cu educația, dar asta nu înseamnă că poți să fai și vrei de mine. Invers, eu când am luat o poziție, asta e poziția uh -huh, uh -huh. și tu trebuie să respect poziția mea. Sau tu, dacă ai încercat odată, eu te garantez că tu nu mai încerci odată să faci ceva rău cu mine, că eu pot să fac mai mult rău cu okay. tine. Okay. ok. Și îți stabilită limite unde pot să ajunge omul. Tu ai încercat bine, ai încercat gata. Cu mine nu merge așa. Da, ai renunțat des în viața ta și la oameni? Asta pe din afară de ultimele știri în general. E ca la prieteni, la cunoscuți, la... Cât de selectiv ești la oameni care se apropie de tine Foarte selectivă. Am foarte puțin prieteni, dacă spuneți prietenii mm -hmm. buni, da? Mm -hmm. Prietenii mm -hmm. am foarte puțin, și în Italia, și aici am selectat foarte mult uh, oamenii apropiați uh -huh, la mine. Uh -huh. Și nu te sunt din cauza asta singur, de exemplu? Nu te confrunți cu singurătatea? Nu, sincer, nu. Eu am, mereu am stat bine cu mine. Nu am problema că ar trebui să fie lângă cineva, am lipsă de comunicare sau. Eu stau foarte bine și cu mine, singur. Nu am acest problemă. Dar, uh, vede că, așa nu știu, caracterul meu așa mai deschis, mai zimbitor. cred că sunt mai empatică și oamenii se apropiază. La mine am foarte multe oameni în apropiere. Niciodată nu am, nu avut, avut lipsă de, de oameni lângă mine. Tare interesant mix, vă Pe de o parte, disciplină și responsabilitate sau verticalitate. Pe de altă parte, experiență tare ciudate cu apa și cu natura și totodată empatie și încă și educație în comunicare. Asta e un mix așa, el e, el e tare diferit. Cum de atins mixul ăsta? Ea eu vreau, de exemplu, să am același succes ca și tine. Cum să-l ating? Eu acum mă pregătesc un curs. Da? Un <laughs> no, Webinar? No, no. <laughs> doar la 100 de euro poate să te înscrii la un curs nu, no, glumesc okay. da, nu i-am ajuns la această etapă din viață din experiența mea uh -huh. adică nu am, nu am făcut cursuri sau ceva de dezvoltare personală cu experiențe experiențe personale, cu încercare multe și așa, așa am ajuns. Nu vezi că eu asta înțeleg, da, dar mulți trăiesc o viață și din experiență tare puțin învață și își apare întrebarea și e diferit. La, deși, deși nu toți oamenii în, în, înaintând cu vârsta, de exemplu, nu devin la fel de echilibrați, la fel de empatici. De, de obicei din mai dur. Oamenii cu, cu vârsta sunt mai, încă mai dur. Da, știu, asta se întâmplă și la noi. În Italia așa se întâmplă. Oamenii devin mai egoiste cu, cu uh -huh, vârsta. Uh -huh, uh -huh. La mine s-a întâmplat invers, nu știu deci. Probabil mutare aici în Moldova, viziune diferită și m-am deschis anul mai mult de cum am cum fost deschis înainte, cu viziune. Dar ce uh, cărți ultimile ai citit, sau, din, uh. sau nu ultimile, sau care tare te au marcat din punctul tău de vedere, din ce, ce ai citit tu? și recomand tu cu mare încredere de citit? Eu citesc foarte mult, îmi place foarte mult Paolo Coelho. sunt două cărți care am citit de 2-3 ore deja. Prima e Alef, o călătorie în sine, chiar o foarte frumoasă și Alchimistul, care am recitit cred că la treilea oră acum a primăvară și îl recomand pe toți. Și toate o Alchimistul de e despre o uh, poveste în care omul pornește să caute fericirea și revine Țin în același punct, da? vine și se, se dă da seama că fericirea era acolo. Din neapărnite, el o să caute. Da, dar deseori nu avem soluție chiar lângă noi, dar căutam peste tot. Uh -huh, uh -huh. Și nu suntem capabili să vedem soluția chiar la. Submânări. La noi în buzunar. Da, da. Avem soluție în nu mai trebuie de scos afară. Dar pe lângă ele și ai mai citit sau și mai recomanda? Da. Acum eu citesc încă ceva interesant, dar Mircea Eleade, Naster Mistice, toate îmi place foarte mult. Tot dar... mai mult aud despre dânsă de și tot așa. Da, doar că în limba română. Eu le citesc în limba română acum, e Așa. puțin complicată, că acolo e terminologie foarte complicată, dar încet, încet eu o să, să citesc tot. Mirce Leade, cum, cum ai spus se Nastere mistici. Așa. Nastere mistici. Da, despre inițiare, despre boteză, despre renaștere. Interesant. Așa. Nu, intrând, am și Chișinău vorbești despre naștere? <laughs> nu știu dacă ai observat. Bun, deci Coelia și Mircea Ilaide, tot e interesant. Și da, e altcă interesant. Tot clasicii din Grecia antician, adică Aristotele, Platon, așa. Socrate, așa. sunt scrise 3-4 mii de ani în urmă, 2 mii de ani în urmă, dar sunt așa de actuale tot. tot. Da? Fiecare filozof Vorbesc din timpul acela, dar vorbesc da. și din noi. Din viitor? Din viitor, din prezent și din viitor. Tu uh -huh. te regăzesc în, în fiecare rând acolo. Eu, eu am citit poate secvență, bucăți, citate, dar stau să cercetez pe bunii. să lor sunt mare în primul Aha. rând. <laughs> sunt bunii pentru a nu știu ce, pentru a sub masă, scaune. pentru scaună. Da. Nu, designul da, da, da. contemporan prevede da. și asta. <laughs> și Marca Aurelio tot îmi place. A, stoicismul. Tot stoicismul, Marca Aurelio sunt mai multe, sunt citații, sunt mai multe cărță și aici. Ah, da, ia că la mine se încheagă de unde vine la tine în modul tău de a fi. Tu te identifici mult cu stoicii, așa? Da. Așa. Gata, s-a închegat tot. Gata. <laughs> <s> s-a făcut. <laughs> nu mai trebuie cursul <laughs> acum. <laughs> da, da. Bun, Bun uh, da. Uh, cred că Vlaicu like nu e gata, da? Superb. Uh, mai ai ceva de adăugat spre final, poate? Nu, nu te poate ai vrut ceva să te întreb și nu te-am întrebat. Nu, tot e ok. Dacă vorbim, nu știu, de viitor, Și vrei tu? Sunt deschis. Uh, nu, noi dacă ceva mai organizăm o filmare de tandem, dar vedem asta da. în luna viitoare. noi deja am programat. Adică... Da. <laughs> Bun, mulțumesc găsim. mult. Mulțumesc că ai împărțit din experiența ta. Chestia cu șapte zile cu apa a trebuit testat. Eu te urmăresc și te fac supraveghere. Adică eu te sun fiecare zi. <laughs> <laughs> și asta asta e foarte, foarte greu, mai scurs să te bagi în... în chestii publice, în challenger public. o să fii motivatorul tău eu fiecare zi, da? zi te <laughs> sunt dimineața la șase <laughs> hai la sport hai la apă, unde e apă <laughs> da, da, da eu îmi dau săptămâna asta să fac de și pe urmă cred că să mă trezesc, eu și așa mă trezesc la jumătate, la 8, 8, dar la... să încerc și la șapte <laughs> mulțumesc mult Da, a fost mulțumesc. interesant gata? în câmpul te, Să mă întâlnesc cu tot ce